Maia Sandu, Igor Dodon și Ilan Șor sunt politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere, arată datele unui sondaj realizat de compania iData. În același timp, în rândul celor mai activi politicieni, vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, se află la același nivel cu edilul capitalei Ion Ceban. Astfel, potrivit datelor sondajului respectiv, 30,6% dintre respondenți au declarat că au încredere în președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Alți 12,8% l-au indicat pe ex-președintele Igor Dodon, iar alți 6,1% l-au numit pe liderul partidului politic Șor, Ilan Șor, drept politicianul în care ar avea cea mai mare încredere. La întrebarea, în opinia dumneavoastră, care politician a fost cel mai activ în ultimele 30 de zile, pe primele două locuri se află Maia Sandu și Igor Dodon, iar pe locul 3 este premierul Natalia Gavriliță. În același timp, la egalitate se află vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, se află la același nivel de activitate cu primarul capitalei Ion Ceban. Totodată, aproximativ 43% dintre respondenți consideră că în Republica Moldova lucrurile merg într-o direcție corectă, în timp ce 45% consideră că este o direcție greșită. În același timp, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să fie votat de 32,2%, fiind urmat la o diferență de aproape 10% de blocul comuniștilor și socialiștilor. Alți aproape 7% dintre respondenți ar vota pentru partidul politic Partidul Șor. Sondajul este unul reprezentativ la nivel național, eșantionul fiind de 1047 de respondenți, care provin din 367 de localități, inclusiv 5 din stânga Nistrului. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,9%. Datele au fost colectate în perioada 15-25 noiembrie 2021.